Acatistul Sfântului Mucenic Pangratie, episcop al Taurminiei și părtaș obiceiurilor și următor scaunelor apostolilor fiind, lucrarea e aflat de Dumnezeu insuflate, spăsuirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credință răbdând până la sânge, Sfinte Mucenice Pangratie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Arătat-o ai ca o stea luminoasă, Sfinte Mucenice Pangratie, și ai fost sfințit pătimitor pentru Hristos, înaintea căruia stând acum, roagă-te pentru cei ce te cinstesc pe tine fericite. De copil ai fost binecuvântat să auzi cu urechile tale predicile Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Ierusalim, Sfinte Mucenice Pangratie, iar acum viețuiești în rai cu Cel ce te-a chemat ca să-i slujești până la moarte. Știind că ai îndrăzneală la tronul Sfintei Treimi, te rugăm și noi ca să ne ajuți și cu mulțumire te slăvim. Bucură-te, Sfinte Mucenice Pangratie, aducător de biruință și grabnic și mare ajutător! Îngerii din ceruri s-au bucurat, văzând credința ta nestrămutată, Sfinte Mucenice Pangratie, fiind una cu Domnul Hristos în inimă și în cuget. Te chemăm să mijlocești și pentru noi la Dumnezeu, să aibă milă de sufletele noastre și te lăudăm. Bucură-te propovăduind Sfânta Treime, bucură-te vestind cu tărie cuvântul lui Dumnezeu, bucură-te arând cu înțelepciune inimile aride, bucură-te arătându-le cu adevărat roditoare prin credință. Bucură-te alungând duhurile rele, bucură-te vas curat, plin de puterea Duhului Sfânt, bucură-te luminând ca un sfeșnic întunericul închinării la idoli, bucură-te dărâmând capiștile idolești și construind biserici, bucură-te întunecând năvălirile tuturor demonilor, bucură-te văsându sângele pentru Domnul Hristos, bucură-te Sfinte Mucenice Pangratie, aducător de biruință și grabnic și mare ajutător. Trăind în vremea când Domnul Iisus Hristos propovăduia pe pământ, părinții tăi s-au dus și ei din Antiohia în Ierusalim ca să-L audă vorbind Sfinte Pangratie și te-au luat cu ei. Acolo s-au botezat și apoi s-au întors, viețuind în pace până la săvârșirea lor, iar tu, Sfinte, ai rămas în casa părintească, slăvindu-L pe Dumnezeu. Aliluia! După înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos la cer, apostolul Petru, care propovăduia cuvântul lui Dumnezeu în cetăți, a venit și în părțile Pontului, iar tu, Sfinte Mucenice Pangratie, l-ai primit cu dragoste ca pe un apostol al Mântuitorului Hristos și l-ai odihnit cu toții lui, apoi Sfântul Apostol Petru i-a botezat pe toți ai casei tale, iar noi te chemăm. Bucură-te că ți-ai împărțit toată averea săracilor și robilor! Bucură-te că ai învățat la credință de la Marele Apostol. Bucură-te că acesta te-a trimis ca să duci cuvântul lui Dumnezeu în apus. Bucură-te că ai fost martor la multe minuni făcute de Sfântul Petru în Antiohia. Bucură-te că ai fost încredințat prin aceasta de puterea lui Dumnezeu. Bucură-te că te-ai hotărât ca să-i urmezi până la moarte Domnului Hristos. Bucură-te că ai lăsat în urmă toate cele pământești. Bucură-te că ai plecat pe mare spre Sicilia. Bucură-te făcând această călătorie ca semn al despărțirii tale de lumea vremelnică. Bucură-te că inima ta ardea doar pentru Dumnezeu. Bucură-te, Sfinte Mucenice Pangratie, aducător de biruință și grabnic și mare ajutător. Ajungând în părțile Siciliei, în cetatea Taormina, ai găsit aici o capiște idolească ce fusese construită pe mormântul unui copil, Sfinte Mucenice Pangratie, iar păgânii se închinau unui zeu, Falcon, aducându-i jertfe de oameni și de animale. Dar tu ai făcut rugăciunea sfinte, iar Dumnezeu a ascultat cererea ta, căci s-a făcut zgomot mare și s-au arătat mulțime de diavoli în formă de corpi și de vulturi, care au răpit capiștea și idolul și le-au aruncat în mare, iar tu i-ai mulțumit lui Dumnezeu. Aliluia! Auzind despre aceasta, Bonifatie, ighemonul cetății, a dorit să afle mai multe despre tine, Sfinte Mucenice Pangratie, vrând să cunoască un asemenea om cinstit și având inima doritoare de a auzi mai multe despre Domnul Hristos. Când ighemonul a venit la tine, Sfinte Pangratie, te-a găsit îmbrăcat în sfintele veșminte, șezând pe scaun și având înaintea lui icoana Domnului Hristos și Sfânta Cruce, a căzut la picioarele tale și ți s-a închinat, iar noi te lăudăm. Bucură-te că acesta a văzut slava dumnezeiască de care era înconjurat.
Bucură-te că Bonifatia a strigat, Mare este Dumnezeul creștinilor, cred în tine, Iisuse Hristoase, Dumnezeul cel adevărat. Bucură-te că i-ai poruncit ca să se apropie de tine. Bucură-te că el nu a putut din cauza focului din împrejurul tău. Bucură-te că ai cunoscut că acesta vedea slava Duhului Sfânt. Bucură-te că te-ai dezbrăcat de veșmintele preoțești care erau pricina văpăii. Bucură-te că Bonifatie ți-a construit biserică în 30 de zile. Bucură-te că acolo ai săvârșit sfintele liturghii. Bucură-te împărtășindu-i pe cei botezați cu sfintele taine. Bucură-te făcând apoi masă îmbelșugată cu toții. Bucură-te, sfinte mucenice Pangrati, aducător de biruință și gravnic și mare ajutător. Dar în cetate era tulburare mare, sfinte mucenice Pangratie, că închinătorii la idoli îi cereau igemonului socoteală pentru capiștea lor cea distrusă. Acesta le-a spus ca să cerceteze de nu cumva a venit un Dumnezeu mai puternic în cetate, iar ei au întrebat pe demonul Lison care le-a spus că Dumnezeu care a făcut cerul și pământul este acum în cetate, că a trimis sabie de foc și sabie de fulger asupra lor, iar ei, demonii, nu mai au nicio putere. Ne închinăm purtării de grijă a Domnului Hristos și strigăm Aliluia. Nefericiți închinători la idoli au făcut vrăjile lor, trăgând la sos numele Igemonului ca prin jertfă de sânge să îmbuneze idolii, sfinte Pangratie. Bonifatia a alergat speriat la tine, iar tu, sfinte, i-ai spus, Fiule, du-te și să nu te temi de nimic, căci mâine voi veni la jertfă împreună cu tine și atunci veți vedea toți puterea lui Hristos. Ne bucurăm și te lăudăm. Bucură-te că ai făcut rugăciunea din biserică la ceasul al nouălea din noapte. Bucură-te că Dumnezeu a prăbușit iar toți idolii din capiște. Bucură-te că păgânii te-au văzut în ușa bisericii îmbrăcat în veșminte sfinte. Bucură-te că ai gonit întunericul nopții cu semnul Sfintei Cruci și li s-au deschis ochii păgânilor. Bucură-te că ei te-au văzut ca pe un înger al lui Dumnezeu. Bucură-te că diavolul nu i-a lăsat să creadă în Hristos. Bucură-te că le-ai spus că le arăți puterea lui Dumnezeu când pot încerca să-l jertfească pe Bonifatie. Bucură-te că ai venit la locul jertfei arătând ca o păpaie de foc. Bucură-te că ai dezlegat legăturile lui Bonifatie cu semnul Sfintei Cruci. Bucură-te că ai omorât și șarpele demonului cel care bea sângele jertfelor. Bucură-te, sfinte mucenice Pangratie, aducător de biruință și grabnic și mare ajutător. Văzând niște minuni preaslăvite ca acestea, oamenii au strigat, Mare este Dumnezeul lui Pangratie! Au distrus toate capiștele și au sfărâmat idolii, apoi au primit Sfântul Botez de la tine, Sfinte Pangratie, căci în ziua aceea s-au botezat peste 100.000 de oameni, care toți se închinau lui Dumnezeu, Aliluia! S-a făcut mare bucurie în cetate în ziua aceea, botezându-se și cei din cetățile de prin prejur, iar tu, Sfintele, ai citit Evanghelia și le-ai dat povețe de viață cinstită. Noi te chemăm și te slăvim. Bucură-te că toți auziseră de facerile tale de bine. Bucură-te că tămăduiai șchiopi, orbi, slăbănoci, idopici, îndrăciți și alți neputincioși. Bucură-te că a venit la tine și o femeie preoteasa idolilor. Bucură-te că aceasta cu vicleșug ți-a cerut să o vindești de lepră, spunând că va crede în Hristos. Bucură-te vindecând-o cu semnul Sfintei Cruci. Bucură-te dar ea l-a hulit apoi pe Dumnezeu. Bucură-te că atunci Dumnezeu i-a dat boala îndoit. Bucură-te că ea, chinuindu-se, a cerut milă. Bucură-te că ai tămăduit-o știind că ea crede cu tot sufletul în Dumnezeu. Bucură-te sfătuind-o să renunțe la averi pământești, botezând-o și făcând-o diaconiță. Bucură-te, sfinte mucenice Pangratie, aducător de biruință și gravnic și mare ajutător. Ai botezat mulțime de oameni, slujind apoi Sfânta Liturghie ca să-i împărtășești, sfinte mucenice Pangratie. Când ai ridicat în sus sfintele taine, biserica s-a deschis deasupra și a venit ca un foc ceresc care te-a înconjurat, iar cei ce vedeau aceasta s-au înfricoșat și nimeni nu îndrăsnea să se apropie și să se împărtășească, pentru că vedeau fața ta ca pe o făclie de foc și deasupra ta ca un nor. Dar tu, sfinte, i-ai chemat spunând, Fiii mei, apropiați-vă și nu vă temeți, că și focul acesta nu are de ce luminează pe cei ce se împărtășesc. Iar ei au strigat lui Dumnezeu, Aliluia! Erau în cetate două fecioare surori botezate, iar pe cea mare ai făcut-o diaconiță, sfinte Pangratie. Dar un păgân dorind să o ia de soție pe sora cea mică, o ademena cu tot felul de daruri. Însă ele erau întărite de tine, sfinte, care le-a încurajat ca să-și apere fecioria pentru Domnul Hristos până la moarte, iar noi te rugăm. Bucură-te că păgânii au făcut vrăji ca să strice fecioria fetei.
Bucură-te că Dumnezeu nu a lăsat diavolul să-și facă voia. Bucură-te că le-au închis apoi pe ambele surori în temniță. Bucură-te că amândouă au fost date la chinuri. Bucură-te că le-au tăiat capul necredincioșii. Bucură-te că pentru rugăciunile tale sfinte ele au primit cununa muceniciei. Bucură-te că ai luat sfintele lor moaște și le-ai îngropat cu cinste. Bucură-te zidind o biserică închinată sfintelor fecioare. Bucură-te că nu ai lăsat poporul creștin să facă moarte de om pentru păcatul uciderii fecioarelor. Bucură-te, făcătorile de pace, crezând în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Bucură-te, sfinte mucenice Pangrati, aducător de biruință și gramnic și mare ajutător. Creștinii au vrut să închidă în temnițe pe păgâni până va veni să judece Bonifatie Ighemonul cel credincios, care era plecat la război cu neamurile puternice, dar ei au fugit îngroziți cu familiile și cu toată averea, urcându-se în Luntri ca să ajungă la Siracuza. Dar tu, Sfinte Pangratie, le-ai trimis vorbă ca să se întoarcă fără grijă, pentru că nu le fac rău creștinii, dar s-a întors un singur vrăjitor care s-a și botezat, iar ceilalți nu au vrut să-i cânte lui Dumnezeu, Aliluia. Ceilalți vrăjitori au pornit pe mare cu femeile și copiilor, iar tu, Sfinte Pangratie, te-ai rugat lui Dumnezeu de pe un loc înalt. Doamne Iisuse Hristoase atotputernice, de este cu voia ta să se facă furtună și să se afunde în mare păgâniția aceea, lucru care s-a și întâmplat, iar noi te lăudăm. Bucură-te că, deși i-ai chemat cu milă înapoi, păgânii nu au crezut în bunătatea creștinilor. Bucură-te că rugăciunea ta a ridicat valurile și a tulburat marea. Bucură-te învingând vrăjitorii unăltele diavolului. Bucură-te că ai izbăvit cetatea de ispite și de ispititori. Bucură-te că ai poruncit că după 2 zile va veni Bonifatie învingător din război. Bucură-te că acesta a împărțit bogăția adusă din război la toată cetatea. Bucură-te că robii prizonieri au crezut în Hristos și s-au botezat. Bucură-te că l-au adus și pe Elid, ucigătorul de fecioare, la judecată. Bucură-te că acesta nu a vrut să se lepede de închinarea la idol, spunând că este rânduiala lui părintească. Bucură-te că atunci Bonifatie l-a dat la moarte prin tăierea cu sabia. Bucură-te, sfinte mucenice Pangratie, aducător de biruință și gravnic și mare ajutător. Ai hirosonisit în toată țara episcopi, preoți și diaconi, alegând pe cei mai înțelepți și mai cucernici, sfinte mucenice Pangratie, și le-ai spus ca să se îngrijească de sufletele oamenilor, să zidească biserici și să facă întrânsele toate cele trebuincioase. Ai poruncit ucenicului tău Evagrie și diaconului său Epafrodit să scrie tainele bisericii, praznicele cele mari, citirile, poruncile și câte alte se cuvine să știe credincioșii. Și venind înainte stătătorii poporului, au luat fiecare din mâna ta sfinte, câte un preot și un diacon, precum și învățăturile creștine și tipicul slujbelor, și astfel s-au dus fiecare în cetatea sa, bucurându-se și cântându-i lui Dumnezeu, Aliluia. După 2 ani, ai plecat tu în sus ca să cercetezi toate eparhiile pentru a le sfinți bisericile Sfinte Pangratie, luând cu tine adunare mare, printre care Bonifatie Ighemonul, Evagrie cu diaconul său Epafrodit și pe mulți alți strigători de bază. Primește, te rugăm, aceste laude de la noi. Bucură-te dând pământ fiecare eparhii ca să aibă hrana cea de toate zilele. Bucură-te că Bonifatie și ceilalți bogați și-au împărțit averea în 3. Bucură-te că a 3-a parte au dat-o preoților și diaconilor. Bucură-te că au făcut aceasta pentru ca ei să poată lucra pentru popor fără grija zilei de mâine. Bucură-te că le-au făcut vase de aur și de argint pentru sfintele slujbe. Bucură-te că le-au cusut la toți veșminte de mătase pentru slujire. Bucură-te că toate au rămas scrise pe hârtie de către tine, Sfinte Pangratie. Bucură-te cel ce dai zestre parohiilor și preoților cinstitori de Dumnezeu. Bucură-te aducând bunăstarea materială și celor ce trăiesc în lume. Bucură-te dăruitor plin de dragoste în numele Domnului Iisus Hristos. Bucură-te, Sfinte Mucenice Pangratie, aducător de biruință și gramnic și mare ajutător. Apoi ai fost înștiințat de Dumnezeu că împăratul Acvilin urma să facă război Taorminiei, cetatea unde erai tu arhiepiscop, sfinte mucenice Pangratie. Acesta a adunat 600.000 de oameni și noaptea înconjura cetatea pe mare, iar Bonifatie avea doar 40.000 de soldați pe care i-a pus pe ziduri după rânduiala de război și se rugau toți lui Dumnezeu într-un glas, Aliluia. Domnul Hristos însă a îngăduit ca prima bătălie să fie pierdută de Bonifatie, ca să nu se mândrească soldații că au învins din puterea lor, iar cetățenii cetății te ocărau pe tine, Sfinte Pangratie, și pe Ighemon, că au pierdut din cauza voastră, că nu s-au mai închinat zeilor păgâni.
Te rugăm, primește aceste cuvinte de slavă. Bucură-te că le-ai spus că Domnul Hristos va lupta pentru ei. Bucură-te că ai pus pe tine veșmintele sfinte, ai luat Sfânta Cruce, icoana Domnului Hristos și a Sfântului Apostol Petru. Bucură-te că te-ai urcat pe cel mai înalt zid al cetății și ai făcut semnul crucii în cele patru zări. Bucură-te că te-ai rugat adânc lui Dumnezeu. Bucură-te că mințile păgânilor dușmani s-au întunecat. Bucură-te că se ucidau între ei și se aruncau singuri în prăpastie. Bucură-te că te-ai rugat ca să se oprească și să se cunoască ceea ce fac. Bucură-te că ei strigau că văd trei sori care îi orbesc, adică Sfânta Cruce și cele două icoane. Bucură-te că unii dușmani au fugit rușinați, iar alții au crezut în Hristos, s-au botezat și au luat preoția și diaconia. Bucură-te că s-au întors la ei acasă, propovăduind Evanghelia și botezând mulțime de oameni. Bucură-te, Sfinte Mucenice Pangratie, aducător de biruință și grabnic și mare ajutător. Plecând Bonifate din nou la război cu un tiran, l-a lăsat în locul lui pe un aprig dușman al tău, Sfinte Mucenice Pangratie, care nu știa cum să facă să te piardă mai repede, căci el nu vrea să se închine lui Dumnezeu. Aliluia! Acesta s-a sfătuit cu încă doi și la ceasul al nouălea din noapte, când îți făceai rugăciunile, te-au chemat chipurile să le binecuvintezi mâncarea. Iar tu, Sfinte, te-ai dus știind de la Dumnezeu că ți se pregătea sfârșitul, iar noi te chemăm. Bucură-te că Dumnezeu te chemase ca să te îndulcești de bunătățile promise. Bucură-te că ai stat la masă cu păgânii, dar nu ai mâncat nimic. Bucură-te că aceștia au făcut dansuri necuvenite și au adus un idol. Bucură-te că se închinau idolului în fața ta. Bucură-te că tu cu semnul Sfintei Cruci le-ai prăbușit zeul la pământ. Bucură-te că aceștia plini de furie te-au bătut cu lemn, cu piatră și te-au tăiat cu sabia. Bucură-te că sufletul tău a plecat la Domnul. Bucură-te că s-au aruncat trupul într-o despicătură de piatră departe de palat. Bucură-te că au fost să omoare și un copil de creștin care e mustrat pentru fără de legea lor. Bucură-te că acesta a fost salvat de Îngerul Domnului când s-a aruncat în prăpastie. Bucură-te, Sfinte Mucenice Pangratie, aducător de biruință și grabnic și mare ajutător. Venind Bonifatie de la război și negăsindu-te, a dat poruncă să fii căutat, Sfinte Pangratie. Ai vădit locul sfintelor tale moaște prin strălucirea unei lumini ca un fulger și toți creștinii împreună cu cuvioasa Paula au alergat la locul unde erai, plângând și rugându-se cu mare durere lui Dumnezeu. Aliluia! Sfintele tale moaște au fost puse într-o raclă de aur, Sfinte Pangratie, căci Bonifatie se temea ca să nu ia poporul părți din ele. Și apoi a căutat pe cel vinovat de moartea ta. Copilul a dat marturie despre cele întâmplate, iar noi te lăudăm așa. Bucură-te că cei trei păgâni au luat pedeapsă după măsura faptei lor. Bucură-te că apoi te-ai arătat în vedenie ucenicului tău, Evagrie. Bucură-te că ai venit împreună cu 12 bărbați sfinți înveșmântați în lumină. Bucură-te că l-ai certat că ține trupul tău neîngropat. Bucură-te că deschizând apoi racla de aur, trupul tău era neatins de sânge sau de răni. Bucură-te că răspândea bună mireasmă. Bucură-te că au făcut slujbă de mormântare după cum se cuvine. Bucură-te că din racla de aur au făcut vase pentru biserică. Bucură-te că Evagrie și Bonifatie s-au dus apoi la Roma așa cum le-ai poruncit. Bucură-te că Sfântul Apostol Petru l-a numit episcop al Tavromeniei pe Evagrie în locul tău. Bucură-te, Sfinte Mucenice Pangratie, aducător de biruință și grabnic și mare ajutător. Întorcându-se cei doi acasă, Evagrie l-a botezat pe Bonifatie, care și-a împărțit toată averea săracilor și amândoi au construit o biserică în cinstea ta, Sfinte Mucenice Pangratie. Opolei biserica cu aurul zugrăvind minuni din Vechiul și din Noul Testament, precum și icoana ta sfinte. Ne bucurăm și ne închinăm lui Dumnezeu. Aliluia! Multe și nenumărate minuni și semne s-au făcut la mormântul tău, Sfinte Binecuvântate Pangratie, iar noi te lăudăm așa. Bucură-te cel ce alungi legiunile diavolești! Bucură-te cel ce cureți capiștile idolești și înneci răul în mare! Bucură-te, vindecătorul bolilor de gât, de cap și de piele! Bucură-te, dezvăluind mărturiile mincinoase! Bucură-te, arătând dreptatea și adevărul! Bucură-te, tămăduitor de trupuri și de suflete! Bucură-te, aducând bunăstarea celor ce ți se roagă cu credință! Bucură-te, cel ce ascuvă pe aia Duhului Sfânt ispitele de bani și piedicile de spurire duhovnicească! Bucură-te, foc strălucitor ce luminezi întunericul uneltirilor diavolești! Bucură-te, învingătorul vrăjitoriilor și distrugătorul vrăjilor!
Bucură-te, Sfinte Mucenice Pancratie, aducător de biruință și grabnic și mare ajutător. O, Sfinte Sfințit Mucenice Pancratie, caută cu milă spre noi, care ți-am adus această jertfă de rugăciune și mijlocește la Dumnezeu să ne ridice din neputințele noastre, să ne întărească în credință și să ne deschidă ochii sufletului pentru a înțelege tainele duhovnicești, să îi putem striga veșnic, Aliluia. O, Sfinte Sfințit Mucenice Pancratie, caută cu milă spre noi, care ți-am adus această jertfă de rugăciune și mijlocește la Dumnezeu să ne ridice din neputințele noastre, să ne întărească în credință și să ne deschidă ochii sufletului pentru a înțelege tainele duhovnicești, ca să-i putem striga veșnic, Aliluia. O, Sfinte Sfinții Mucenice Pancratie, caută cu milă spre noi, care ți-am adus această jertfă de rugăciune și mijlocește la Dumnezeu să ne ridice din neputințele noastre, să ne întărească în credință și să ne deschidă ochii sufletului pentru a înțelege tainele duhovnicești, să îi putem striga veșnic, Aliluia. Îngerii din ceruri s-au bucurat, văzând credința ta nestrămutată, Sfinte Mucenice Pancratie, fiind una cu Domnul Hristos în inimă și în cuget. Te chemam să mijlocești și pentru noi la Dumnezeu, să aibă milă de sufletele noastre și te lăudăm. Bucură-te propovăduind Sfânta Treime, bucură-te vestind cu tărie cuvântul lui Dumnezeu, bucură-te arând cu înțelepciune inimile arite, bucură-te arătându-le cu adevărat roditoare prin credință, bucură-te alungând duhurile rele, bucură-te vas curat plin de puterea Duhului Sfânt, bucură-te luminând ca un sfeșnic întunericul închinării la idoli, bucură-te dărâmând capiștile idolești și construind biserici, bucură-te întunecând năvălirile tuturor demonilor, bucură-te vărsându sângele pentru Domnul Hristos, bucură-te Sfinte Mucenice Pancratie, aducător de biruință și grabnic și mare ajutător. De copil ai fost binecuvântat să auzi cu urechile tale predicile Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Ierusalim, Sfinte Mucenice Pancratie, iar acum viețuiești în rai cu Cel ce te-a chemat ca să îi slujești până la moarte. Știind că ai îndrăzneală la tronul Sfintei Treimi, te rugăm și noi ca să ne ajuți și cu mulțumire te slăvim. Bucură-te, Sfinte Mucenice Pancratie, aducător de biruință și grabnic și mare ajutător. Rugăciune. Sfinte Mucenice Pancratie, citind viața ta, ne închinăm și te slăvim ca pe un adevărat ostaș al Domnului nostru Iisus Hristos, care a învins în războiul cel nevăzut, având credința nestrămutată în Dumnezeu și lucrând ogorul lui cel sfânt. Te chemăm ca pe bunul nostru prieten și ocrotitor să ne cercetezi viața și inima și să ne ajut după nevoia fiecăruia. Te rugăm ca să ne sprijini și pe noi în războiul cel nevăzut, să ne fii scut de apărare, să mijlocești cu rugăciuni la Domnul Hristos, să vină El să împingă pentru noi. Știm că biruința unui asemenea război nu poate fi decât a lui Dumnezeu. De aceea, te chemăm ca să ne aduci mila și bunăvoința Lui de a ne scoate învingători prin El și numai prin El. Te rugăm să cercetezi casele noastre, să distrugi orice sălășluire a răului din ele, să le curezi de întinăciune și de funingina demonilor care nu ne lasă să ducem o viață de rugăciune închinată lui Dumnezeu. Ai milă de cei acuzați pe nedrept în procese și în toate situațiile vieții, dezvăluie adevărul, arată dreptatea și distruge mărturiile mincinoase, alungă uneltirile celor vicleni care caută să ne păgubească. Nu lăsa mintea noastră să alunece spre vicleșugurile lor, ci dă-ne claritate, discernământ, puterea de a distinge adevărul de minciună și dreapta socoteală în tot ceea ce facem și hotărâm. Te mai rugăm să te îngrijești de nevoile trupului nostru, să avem cele necesare traiului, de zestre parohiilor cu tot ceea ce le trebuie pentru buna slujire a lui Dumnezeu. Înfrumusețează bisericile să fie nestemate strălucitoare ale bisericii din ceruri și ai grijă de preoții, episcopii și diaconii binecredincioși, ortodoxi, de familiile lor, rânduindu-le ascultare și bună sporire în propovăduirea Evangheliei Domnului Hristos. Îngrădește toată răutatea care vine de la oameni, invidia, minciuna și trădarea, să fim acoperiți cu harul Tău cel bineplăcut și să trăim în pace și în credință. Te strigăm și în durerea sufletului care este bolnav de păcate și de întărâturi ale patimilor, Sfinte Pancratie, și te rugăm ca să azi cu focul Tău cel nestins necurăția din noi, iar la sfârșitul vieții să ne fii pavăză și apărător în urcușul către Domnul, unde mijlocește să ne judece Domnul Hristos,
cu milă, ca să ne bucurăm veșnic cu tine în împărăția lui. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților, a Sfântului Mucenic Pancratie, a cărui acatist și rugăciune am făcut, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.